Charging. Acum câteva săptămâni am pus aici pe canal un clip în care ți arătam cum să faci ca iPhone-ul tău să vorbească atunci când îl pui sau îl scoți de la încărcat. Și am primit foarte multe comentarii cu întrebări dacă se poate și pe Android. Ei bine... Yes, you can. Da, se poate și pe Android. Dacă ai ajuns pe acest clip și ai un iPhone, să știi că în descriere găsești link către clipul despre iPhone-uri. Dacă ai un smartphone cu Android, iată cum poți să-ți faci telefonul să vorbească când îl pui sau îl scoți de la încărcat. Primul pas e să-ți instalezi o aplicație numită Battery Sound Notification. O găsești în Google Play, dar am pus și în descriere un link către ea ca să o poți descărca și identifica mai ușor. Instalezi aplicația și o deschizi și îți apare acest panou care nu spune mare lucru. Ce trebuie să facem în momentul ăsta este să îi zicem telefonului ce să zică sau ce să facă în momentul în care îl punem și îl scoatem de la încărcat. Și apăsăm pe acest plus din colțul din dreapta sus și alegem momentul în care vrem să intervine această nouă regulă pe care o setăm noi. Și eu zic aici, atunci când îl punem la încărcat, deci lăsăm bifat plan și la event avem de ales dintre mai multe variante. Pe iPhone nu poți să faci asta, aici este mult mai simplu. Dacă vrei să pui o piesă să se audă sau un jingle atunci când îl pui la încărcat, de aici de la media selectezi fișierul respectiv și o să se audă acel sunet când pui telefonul la încărcat. Eu îți aleg text-to-speech pentru că vreau să vorbească ceva când pun eu telefonul la încărcat. Aleg text-to-speech și aici trebuie să scriem ce vrem noi să se audă atunci când punem telefonul la încărcat. Hai să scriem charging. Ok, am scris charging și cam asta este totul. Ca să vedem cum s-ar auzi, apăsăm pe acest buton de play din colțul din dreapta sus. Charging. Ok, cam așa se aude, e ok din punctul meu de vedere și... Dacă vrem să salvăm lucrul ăsta, apăsăm pe acea dischetă tot dreapta sus. S-a salvat și acum tot ce trebuie să facem e să punem telefonul la încărcat, să vedem dacă funcționează. Charging. Se pare că funcționează. Dacă vrei să zică ceva și când îl scoți de la încărcat, apeși din nou pe acest plus, bifezi unplugged aici ca să știe că atunci când îl scoți trebuie să zică ceva. Ne ducem din nou la textul speech. Și hai să scriem thanks. Dăm din nou pe play să vedem cum s-ar auzi. Thanks. Ok, și dăm pe save ca să salvăm. Și acum dacă scoatem telefonul de la încărcat, să vedem dacă merge. Thanks. Ok, deci funcționează. Mai mult poți să faci cu această aplicație și ca telefonul tău să zică ceva în momentul în care bateria ajunge la un anumit nivel. Totul se face la fel de simplu, dai pe acest plus și dacă bifezi charging level, în momentul în care telefonul se încarcă și ajunge la nivelul setat de tine aici, va scoate un sunet. Spre exemplu, când ajunge la 82%, poți să-i spun să facă ceva, dar asta se întâmplă doar când telefonul este la încărcat. Dacă vrei să-l faci să zică ceva când ți se descarcă telefonul, adică când îl folosești în mod obișnuit, apeși pe acest discharging level și pui un 20% să zic și când telefonul ajunge la 20% va scoate sunetul pe care îl vrei tu. Restul pașilor sunt la fel, adică fie selectezi de la media de aici o piesă sau un jingle pe care vrei să îl auzi de atunci, fie te duci la text-to-speech și îți spune în limba engleză ce are de spus. Din păcate nu știe limba română așa cum se întâmplă în cazul iPhone-ului, dar cred că ne descurcăm doar cu engleză de data asta, nu? Dacă ți-a plăcut acest clip, te invit să dai subscribe și ne vedem săptămâna viitoare.